România este țara tuturor posibilităților și asta a demonstrat primarul unei comune din Botoșan care se laudă că a făcut piste de biciclete prin PNRR, dar nu are drumuri asfaltate în comună până când vor fi alocate fonduri pentru modernizarea întregii rețele de drumuri locale, ci rămân într-o situație mai puțin obișnuită. Au piste de biciclete moderne pe lângă drumuri neasfaltate. Edilul din Prăjeni spune că a avut posibilitatea să acceseze fonduri pentru renovarea școlilor, pentru un autobuz electric, pentru transportul copiilor sau pentru locuințe sociale, însă tot el spune că toate acestea există în sat așa că a profitat de banii din fonduri europene și a făcut o pistă pentru bicicletă. Valoarea proiectului finanțat prin PNRR depășește un milion de lei.